Acum se ancorează lumea ta, personalizează, zic cum vrei. Până acum ai fost în, da, sectură cuantică, în vis. Visul chinuit, pliruit, vindecat, cum se proiecta de fapt în 3D, dar colectiv, acum, personal. Îți iei viața în mâinile tale, hățurile, da? De exemplu, personalizat, ce înseamnă? Dacă pui camera să urmărească locul, da? Tu pleci undeva și să vezi unde ce e, tu ai să vezi numai, n-ai să vezi pe nimeni. Sau ai să vezi într-adevăr ce s-a întâmplat cât nu ești tu acolo. Dar n-ai să vezi, să zicem, ea pleacă undeva și e instalată camera de supravegheat doar ca să se bucure să-și vadă familia, da? Sau invers, familia pleacă undeva și să o vadă pe ea sau pe el, pe fiul, eu știu, copiii, părinții, să-și vadă părinții, da? E personalizat într-așa hal că nu-i mai vezi, nu o să-i prea vezi. O să vezi de fapt ce se întâmplă acolo. Ce se întâmplă acolo? Plouă, ninge, da? Se personalizează, trebuie să treci și prin asta. E perfect, pe mănușă, pe mâna ta se personalizează lumea, doar cum vrei tu. Și omul cât de mult n-ar vrea din lumea lui să te vadă, nu o să te vadă, doar atunci când se întâmplă contact energetic foarte frumos și vibrațional, cumva undeva la plus minus același nivel, poate că, da? Așa, acolo. E un portal. Trebuie să accepți că nu vezi pe nimeni. La un moment dat, nimeni, da? Și zice, ce Dumnezeu, da, ia să pun niște camere de filmat. Nici camerele nu-ți arată. Până nu înțelegi ce se întâmplă cu tine și unde ești. Și când ai înțeles, oricum tu înțelegi, da? Și colectiv, domino, ieri, lumea a înțeles unde e. Că am trăit, în 3D eram, am trăit, am murit, săritură cuantică, ne-am reîncarnat, am trăit, murit, săritură cuantică, da? Clipă de clipă, an de an. Nu s-a știut, acum se înțelege cum e. Și nu se accepta moartea, știi? Și acolo era ceva și totul lua de la capăt omul și tot acolo se învârtea în jurul cozii. După aia le-a fost frică la oameni de în jurul cozii, adică optul ăla unde tot vii și vii pe cer. După aia s-a înțeles și e cer cu vieții, da? E în sensul cel mai frumos posibil. Intri în noaptea minții și e cer cu vieții în sensul frumos. Trebuie să accepti și asta. Ce spune femeia asta? Bun. Acum, ieși și din asta, ieși din tot, da? Și ai libertatea ta și personalizezi pământul cum vrei. Când auzi că cineva are ceva în vis să-și facă, să-și dreagă, dar tu știi că e, nu că e ideea ta, că nu, va, ideea mea, nu o dau, nu. Tu știi că e visul tău, un fel de ți-aduce aminte, nu îți zice că eu vreau să fac și tu la fel ai făcut, și, da? Ți-aduce aminte, uite, ăsta era visul tău. Mai faci sau ce faci? Știi? Nu neapărat să facă omul sau să ajungă, poate o ia pe alt drum sau a doua zi întâlnește, are alte idei, alte... Dar a fost o clipă și zici, stai așa că am vrut să fac în baie, da? Marea să desenez. Sau în baie să desenez pădurea. Sau am numai un geam în casă și am vrut să-mi fac încă două geamuri, dar n-am cum pentru că peretele e la vecini, da? Și tu, holografic, îți faci un geam unde vrei tu. Și holografic, pe parcurs, chiar simți aerul curat de afară, chiar ca și cum semideschis un geam și la un moment dat poate ții mai rece, să-l închizi în gând, să-l deschizi, știi? Acolo e. Da, ne jucăm. Ce ne costă? Desenăm o căsuță și trăim în ea. Da, acolo ajungi. Mistic, magic, virtual... Zic cum vrei, devin, da, toate sunt ale tale, toate, toate sunt proiecții, toate, toate. Dacă ai vrut, ai intrat în desen, te odihnești, nu mai e ca pe timpuri, șamanii intrau și se vindecau în pisici, căței și nu știu unde umblau și în ciori și în corp și mâncau, nu știu, nu. Te odihnești într-un desen, ai desenat căsuța ta, te-ai desenat pe tine lângă un pom și când ai nevoie să te odihnești, da? A intrat în desen înapoi, în 1D, 2D. Și un fel de serie ia de la capăt, în sensul
se dizolvă ce ai făcut, ai dres, desenul tot acolo e, intri tot în căsuța ta, dar de fapt un fel de se upgradează, se schimbă, se... Da? Ok, acolo ești. Bun. Ai răsturnat asul de cuțite. Se joacă cu mine, vezi? Ai răsturnat asul de cuțite divin. Din tine se ducea undeva energia să... Da? Și divin venea înapoi. Ei, ai răsturnat energia aia care făcea zăzăbăză. Cuțitară ce ești, cuțitar, fetele, băieții, mag, da? Și acum, da. Uite. Cinci de cupe. A, îmi povestește. Povestește ce a fost. Mai povesti ce a fost. Și cinci de cupe erau răsturnate, știi? Până înțelegi, e săritura cuantică, până înțelegi. Nu, un fel de nu ai nimic. Dar nu ai nimic, omul se gândește la material. Vai, nu am nimic, mă. Dar la spiritual? Ce ai acolo? Vai de mine, ce pământ se deschide. Vai cum e. Vai cum e și în afară intre. Nu mi-a ieșit nimic, iată ce e aici, nu am nimic, intre înăuntru. Mamă, ce frumos! Ce... Da? Și visele, și dorm, și visez, și am omul iubit, fetele băieții. El are o iubita lui, are familie, are tot un vis. Când iese afară, nu e nimeni, nu e nimic, nu mă sună nimeni, nu vorbește nimeni. Da? Intră înapoi, ia. Și așa un ping-pong, înainte în 3D, era tu cu lumea din afară, tu cu lumea din afară, dar nu era așa. Acum înțelegi? Uite, s-a desfăcut mai mare. S-a făcut altfel. Se joacă, vezi? Pentru că înțelegi unde ești, ți se desface, ți se deschide, da? Ți se luminează. Ping-pongul e altfel. Ești afară, ai intrat înăuntru. Și până la urmă se proiectează de ce ai nevoie. Și zici, oh my God, eu n-am avut nevoie de așa ceva. Cândva, eu nu visam asta. Dar se upgradează și visele pe parcurs, că ajungi, când ajungi la visul tău, el se upgradează și te așteaptă la alt colț și mai mișto, și mai transformat, și mai schimbat. Înțeleg? Acolo. Da. Gata, am înțeles, nu mai povesti ce a fost. Zi-mi... Hai, ok, două am împărțit. Mi-a zis în patru, în două. Și asta în două. Ah, ok. În trei. Soarele, vezi? Gata. Ai înțeles unde ești. Vedem mai departe. Mâine, adică ieri. Ok, se transformă. Până mâine s-a transformat una alta. Acum.